Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre conflictul priorităților. O să plec de la un pasaj din Scriptură, amintindu-vă faptul că după ce Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apă, a fost dus de Duhul Sfânt în pustie pentru a fi ispitit de diavolul. Acest eveniment este foarte complex și ne învață, printre altele, priorități aflate în conflict și, mai concret, despre conflictul dintre priorități. Încep prin a vă aminti faptul că Domnul Iisus a trăit în anonimat în primii 30 de ani de viață, vârstă la care a început misiunea care a durat aproximativ 3 ani și jumătate. Excepția a fost vizita la Ierusalim, la templu, împreună cu părinții, atunci când era adolescent, la vârsta de 12 ani, când a uimit prin celebra afirmație: "De ce m-ați căutat?" Era inutil, cu alte cuvinte: "Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Cum vă permite să fiți ignoranți?" Mi se pare ciudat că Domnul Iisus Hristos a murit de tânăr, 33 de ani. La fel a fost și vărul său, Ioan Botezătorul. După ce Hristos a fost botezat la vârsta de 30 de ani în râul Iordan de către vărul său, Ioan Botezătorul, Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Observați faptul că ispitele cresc în intensitate atunci când omul se concentrează asupra vieții spirituale și dezvoltă intenția de a-și practica credința. Evenimentul ispitirii Domnului ridică foarte multe întrebări. De ce Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul, în loc să-l protejeze de diavolul? De ce Domnul Iisus a postit 40 de zile în pustie, o perioadă așa de lungă într-un loc unde avea nevoie cel puțin de apă? De ce a fost greșit faptul că diavolul i-a propus să prefacă pietrele în pâini? Nu era normal să mănânce ceva în locul acela lipsit de hrană? De ce Mântuitorul i-a spus diavolului că omul se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu doar cu pâine? Poate cineva, citind Biblia, să nu mai mănânce pentru că se satură prin citirea Bibliei? Aș vrea să ne uităm un pic la prioritățile pe care le are Hristos și cele pe care îi le propune diavolul. Și de aici am dezvoltat tema priorități aflate în conflict. În primul rând, prioritățile materiale în conflict cu cele spirituale. Acesta este primul conflict al priorităților. Hristos a avut priorități spirituale. Diavolul i-a propus priorități materiale și în felul acesta s-a născut conflictul, ciocnirea dintre aceste două categorii de priorități. Dumnezeu l-a expus pe Mântuitorul să fie ispitit. În prima evanghelie din Noul Testament, respectiv cea după Matei, în capitolul 4, versetul 1, Scriptura spune: Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Duhul l-a dus în pustie pe Iisus ca să fie ispitit. În rugăciunea Tatăl nostru, Iisus ne învață să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. În al doilea rând, diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul. Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Duhul l-a dus în pustie, dar nu l-a ispitit. Diavolul l-a ispitit pe Iisus. Satana l-a ispitit să transforme piatra în pâine în ziua postului. Mâncarea este una dintre cele mai mari nevoi ale vieții, însă nu în ziua postului. Mâncarea nu este o nevoie în ziua postului. Hristos a avut o viață disciplinată, a folosit abstinența, a dat prioritate lucrurilor spirituale în raport cu cele fizice. Deși avea zilnic o activitate foarte intensă, se trezea înaintea tuturor de dimineață să se roage lui Dumnezeu. El i-a învățat pe ucenici că autoritatea spirituală pentru a scoate demoni din oamenii posedați vine în urma postirii și a rugăciunii consecvente. Mântuitorul de câteva ori a mulțit pâinile pentru oamenii care erau flămânzi, însă el acum postea. Dumnezeu creează și folosește experiențele vieții pentru a ne învăța lecții importante în legătură cu viața spirituală. Priviți, vă rog, dependența de Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar sursa noastră, El este și stăpânul nostru. Prioritățile lucrurile spirituale. Astfel te-a smerit,
te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu, nici părinții tăi nu o cunoșteați, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știți din ce carte am luat pasajul acesta? Din a cincea carte a Bibliei din Vechiul Testament, cartea Deuteronom. Pentru a ne maturiza și pentru a ne dezvolta caracterul, Dumnezeu folosește și experiențe inconfortabile. Folosește încercări și chiar suferința. Pentru Dumnezeu este mai important să ajungi în cer și să fii roditor pe pământ decât să duci o viață ușoară, să te simți bine și să fii tare și mare. În generația noastră există obiceiul greșit să se creadă că Dumnezeu ne-a părăsit dacă trecem prin încercări. În loc să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu să înțelegem din încercările prin care a îngăduit să trecem. Asemenea Mântuitorului, fiecare om are pustia lui și scopul acesteia nu este pedepsirea, ci maturizarea, instruirea, creșterea, împuternicirea spirituală. Pentru Hristos viața nu a fost doar pâine, ci pâine și cuvânt. Există în viața noastră un raport egal între pâine și cuvânt? Prioritatea diavolului este doar pâine, însă pe lângă pâinea care este pentru trup, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care este pentru suflet. Prioritatea pentru hrană, pentru lucrurile materiale, în general, este mai puțin importantă, e mai puțin importantă și mai puțin urgentă decât prioritatea pentru cuvânt, pentru lucrurile spirituale în general. Aceasta am vrut să surprind când aspectul acesta am vrut să-l surprind când am pus titlul acestei adresări priorități aflate în conflict. Diavolul vrea să ne dea doar pâine. Cuvânt el nu ne dă. De aceea Hristos a spus: pâinea este necesară, dar nu este suficientă. Pe lângă pâinea care este pentru trup, avem nevoie de cuvânt pentru suflet. Prima ispită dintre cele trei este să acorzi mai multă prioritate lucrurilor materiale decât celor spirituale. Pentru cei mai mulți oameni, lucrul acesta nu este o ispită, ci este o normalitate. Ce anume? Pâine și doar pâine. Este suficient pâine. A doua categorie de conflicte în priorități sunt prioritățile sociale în conflict cu cele divine. A doua ispitire pune în evidență acest conflict, prioritățile sociale în conflict cu cele divine. Apostolul Ioan scria în prima sa epistolă, capitolul 2, versetele de la 15 la 17, următoarele cuvinte: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. În situația în care cineva iubește lumea, atunci dragostea Tatălui nu este în el, pentru că tot ce e în lume, și pofta firii pământești, și pofta ochilor, și lăudăroșia vieții, ea nu e de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Prima oară Domnul a fost ispitit cu pofta de mâncare în perioada postului. Lasă postul la o parte și mănâncă, ca să nu slăbești, să nu ți se facă rău, să nu te îmbolnăvești. Însă a doua ispită a fost în legătură cu lăudăroșia vieții. Uitați ce spune Scriptura cu privire la a doua ispită dintre cele trei. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, fiindcă este scris în Biblie: el va porunci îngerilor săi să te vegheze și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Însă Hristos a spus: este scris asta în Biblie, dar de asemenea mai este scris și faptul: nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. De ce era necesar din punct de vedere al diavolului ca Domnul să se urce pe templu și de acolo să sară jos, iar îngerii să se simtă obligați să-l prindă ca să nu se lovească la picior? Este normal pentru oameni să se urce pe clădiri fără un motiv justificat și apoi să sară de acolo pentru ca îngerii să se simtă responsabili să îi ajute să nu se lovească? De ce avem nevoie de proeminența de a sări de pe clădiri, uimindu-i pe oameni că nu ni s-a întâmplat nimic? Credeți că Dumnezeu se implică în astfel de jocuri? Credeți că Dumnezeu vrea să ne facă celebri prin faptul că sărim după clădiri înalte și nu ni se întâmplă nimic? Credeți că oamenii lui Dumnezeu au nevoie de genul acesta de popularitate, de celebritate? Ce ar fi înțeles mulțimea de oameni care veneau la templu dacă Domnul ar fi făcut astfel de acrobații în casa de rugăciune?
Dacă Domnul ar fi trebuit să se urce pe templu pentru un motiv justificat și dacă ar fi căzut din greșeală, accidental, atunci cu siguranță îngerii l-ar fi prins să nu se lovească. Însă diavolul i-a cerut Domnului să creeze o problemă pentru ca Dumnezeu să creeze o soluție, iar el să primească laudele și ovațiunile mulțimii. Multe dintre nevoile oamenilor se constituie în situații care îl ispitesc pe Dumnezeu. Iată dar cele două ispite din trei. Ispitesc pe Dumnezeu pentru următoarele motive. Îl pun în umbră pe Dumnezeu și atrag slava oamenilor asupra lor. Folosesc resursele lui Dumnezeu pentru avantajele personale. Mântuitorul i-a spus diavolului că l-ar ispiti pe Dumnezeu dacă ar folosi astfel de metode pentru a ieși el în evidență în fața oamenilor. Probabil este un moment potrivit să ne examinăm conștiința, întrebându-ne care este adevăratul motiv când facem astfel de lucruri care ne scot pe noi în evidență pe cheltuiala lui Dumnezeu. Să recapitulăm. Prima ispită a Domnului a fost să dea prioritate nevoilor trupului în raport cu cele ale sufletului, ale Duhului. Un exemplu banal pentru noi ar fi confiscarea zilei de adunare pentru a munci mai mult ca să facem mai mulți bani. Vreți să-mi spuneți că noi numai stomac avem, suflet nu? A doua ispită a Domnului a fost mândria, să iasă în evidență cu tot ce face, punând în felul acesta în umbră pe Dumnezeu. În timp ce cea de-a treia a fost următoarea, prioritatea închinării în fața diavolului și nu în fața lui Dumnezeu. Orice păcat este o formă de închinare, de subordonare, de ascultare a diavolului. De ce credeți că Domnul ne-a învățat că e suficient să avem cu ce trăi? Cu hrană, cu haine, casă? Este adevărat că mulți oameni au fost binecuvântați să administreze bogății, însă nu cu prețul închinării înaintea diavolului, împlinindu-i voia și neglijându-l pe Dumnezeu. Orice sfințire și orice slujire este o închinare în fața lui Dumnezeu. Prețul închinării în fața diavolului este întotdeauna un avantaj material sau trupesc, însă răspunsul Mântuitorului a fost aspru, ca și ispita, poruncindu-i să plece. Și noi, ca și Domnul, am fost, suntem și vom fi ispitiți până la sfârșitul vieții. Ispita e să-L neglijăm pe Dumnezeu, dând prioritate lucrurilor materiale. Să ne neglijăm sufletul, să ne neglijăm nevoile spirituale, rugăciunea, citirea Bibliei, părtășia de la biserică cu alți creștini practicanți, priorități spirituale, de ce? Doar pentru o bucată de pâine. Dar tot cu o lingură mâncăm oameni buni. Dar tot o masă mâncăm, că nu putem să mâncăm două, trei. Atunci când ne așezăm la masă, cât să mănânci mai mult de o farfurie de ciorbă, una de felul doi și dacă este ceva desert, dacă nu, la sărbătoare. Apoi, ispitit să ne mândrim cu lucrurile spirituale pe care Dumnezeu le face pentru noi. În fața oamenilor trecem drept niște eroi, dar de fapt noi suntem doar niște actori care regizăm o problemă pentru ca Dumnezeu să găsească o soluție. Cea de-a treia este ispitit să ne închinăm înaintea diavolului pentru foloase materiale sau trupești, fără să ne mai închinăm în fața lui Dumnezeu. Cam asta a fost predica pe care am pregătit-o pentru astăzi. Am vrut să pun în evidență că atunci când devii un creștin practicant, te afli de fapt în lupta unor priorități, în mijlocul unui conflict. Dumnezeu îți spune, prioritatea este pentru cer, diavolul îți spune, prioritatea este pentru pământ. Dumnezeu îți spune, trebuie să fii modest, smerit, echilibrat. Diavolul spune, dimpotrivă, trebuie să folosești orice oportunitate să-ți dovedești superioritatea, să ieși în evidență, să te faci important. Dumnezeu îți spune, numai în fața lui Dumnezeu să-ți aplegi genunchii și să te închini. Diavolul spune, o să te conduc la succes dacă te închini și mie. Stimați prieteni, acesta este conflictul. El este inima fiecăruia dintre noi. Cu o parte a minții, ne gândim la ce spune diavolul, iar cu cealaltă la ce spune Dumnezeu. Știți cine alege, pe cine refuzăm și pe cine alegem? Noi. De aceea noi vom fi responsabili. Aș vrea să ne rugăm și în rugăciunea aceasta fiecare dintre noi să ne gândim la conflictul din prioritățile personale. Viața personală, familia, serviciu, biserica, viața socială și celelalte. Vă invit să avem un moment de rugăciune. Părinte drag și ceresc, ne oprim ca să ne închinăm în fața Ta în rugăciunea aceasta și să-Ți aducem slava de care ești vrednic și pe care o meriți pe deplin.
În primul rând pentru că ne-ai creat, ne-ai dat zile, că ne-ai dat sănătate, minte întreagă, ca să putem deosebi binele de rău, că ne-ai binecuvântat să ne ridicăm din toate căderile noastre de-a lungul anilor, că ne-ai binecuvântat familia, l-ai dat pe Hristos să moară pentru noi și în felul ăsta să ne mântuiești iertându-ne de păcatele pe care le-am făcut, l-ai trimis pe Duhul Sfânt în viața noastră pentru că ca să avem pe Mângâietorul cu noi și ne-ai dat Evanghelia ca să știm ce este bine și ce este rău. Mulțumim că astăzi ne-ai atras din nou atenția asupra faptului că ne aflăm în mijlocul unui conflict, unde pe de o parte suntem tentați să te urmăm pe tine și pe de cealaltă parte suntem ispitiți să urmăm anumite voci străine care ne propun, care ne promit: Tată, ajută-ne să fim fideli față de tine, să te iubim doar pe tine, să fim loiali angajamentului pe care ni l-am asumat de a fi copiii tăi. În numele Domnului Iisus, lasă-L într-o măsură mai mare pe Duhul Sfânt peste noi, ca să ne lumineze mintea, ca să ne întărească discernământul. Te rog, în numele Domnului Iisus, dă-ne lumină ca să surprindem, Doamne, ispitele subtile ale diavolului, care se constituie în adevărate curse, care ne promit, pe care le putem confunda cu oportunitățile vieții pentru a ne realiza și în mod deosebit material sau poate financiar, intelectual. Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem slava Ta. Condu-ne pe drumul cel drept, pe mijlocul cărării neprihănirii. Te rog, luminează-ne mintea și sufletul. Binecuvintează-ne casa și viitorul și fii cu noi. Îți mulțumim că continui să investești în noi. Și dragostea Ta e suficientă pentru noi, Tată. Ne închinăm în fața Ta și îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ne-ai dat-o, pe care ne-o dai și pe care ne-o vei da în continuare, de dragul Celui care a murit pentru noi plătind prețul înaintea Ta, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Fie numele Tău binecuvântat în veci. Amin. Scumpii mei, a fost o onoare pentru mine să petrecem clipele acestea împreună, gândindu-ne la acest conflict din mintea și din inima noastră. Dumnezeu să ne dea lumină, motivație și putere să alegem, să-L alegem pe Dumnezeu și lucrurile sfinte. Să prioritizăm sufletul, Duhul și cerul în care sperăm să ne petrecem veșnicia. Rămâneți cu bine și sănătoși. Dumnezeu să vă aibă în pază. Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă.